În urmă cu 31 de ani, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, trecea la cele veșnice părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea. De anul acesta, strălucitul dogmatist ne este și rugător în cer în urma hotărârii luate de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în ședința de lucru din luna iulie, de canonizarea profesorului de teologie de la Sibiu și București, cu titulatura Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Data de prăznuire a acestuia va fi 4 octombrie. Părintele Dumitru Stăniloae, teologul cel mai de seamă pe care neamul românesc l-a dăruit ortodoxiei universale, a fost înainte de toate un adevărat trăitor. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre viața marelui profesor ca fiind caracterizată de blândețe și smerenie. Great warmth. I remember his smile. He seemed to me a kind and a gentle person. And I felt from the very start that he had a great generosity of spirit. L-am cunoscut înainte de a veni la facultate, prin colegii mai mari, însă în 1973, când am intrat la Institutul Teologic de Grad Universitar, ca student, sigur că îl vedeam pe culoarele facultății. Participa la acele conferințe cu profesori străini, lua cuvântul și de atunci am remarcat și eu, ca și ceilalți studenți, că era o personalitate mai aparte. O personalitate, am spune, puțin paradoxală, în sensul că era foarte modest și când mergea cu capul plecat și mereu gânditor, nu căuta cumva să epateze pe cineva, dar în același timp, când lua cuvântul, avea o forță deosebită și spunea lucrurilor pe nume, cât înțelegeam și noi de la început ca studenți. Vedeam că merge direct la esența problemei. Părintele profesor Dumitru Stăniloae a tradus în limba română cele 12 volume ale Filocaliei și este autorul a numeroase volume și articole teologice. His books are not academic or dogmatic in a negative sense, but he makes demands on the reader. He is esteemed quite highly by those who have a special interest in Orthodox theology, and by others who are interested in him not just because he speaks from the viewpoint of the Christian East, but because he is a primary Christian witness for our age. He is dealing with themes of universal theological concern. În domeniul teologiei observăm că personalitatea detașată care se distinge este cea a părintelui Dumitru Stăniloae, remarcabilă prin cantitatea, pe de o parte, a operei sale, dar și prin profunzimea ei, deoarece ideile părintelui Dumitru Stăniloae sunt fundamentale. Pot fi acordabile oricând cu marile idei ale lumii, vin în prelungirea lor. Părintele își construiește un sistem de gândire pe baza lor și vom vedea, în primul rând, pe sursele creștine, pentru că acestea sunt fundamentale identității europene, identității românești până în ziua de astăzi. Părintele Dumitru Stăniloae nu a fost doar un tâlcuitor al marilor părinței bisericii, ci și un continuator al acestora. Este cel mai bun ermineut al Sfinților Părinți, sau exeget, și normal al Sfintei Scripturi. Deci cine vrea să ajungă și la Sfinții Părinți, va fi ajutat de Părintele Stăniloae, începând cu Filocalia și cu celelalte lucrări pe care le-a comentat și în care a pus ceva din sufletul său, un suflet nobil, un suflet dăruit lui Dumnezeu, un suflet care făcea experiența Sfințeniei cu o nedesimulată modestie. Aceasta îl făcea pe Părintele să fie mare, să fie ca o lumină. Da. A fost o lumină dăruită de Dumnezeu Ortodoxiei Românești. Trebuie să lupți pentru un sens al vieții, luptând împotriva patimilor, lupți pentru un sens al vieții. Și sensul acesta al vieții e viața viitoare. Dacă nu câștigi viața viitoare, o viață fericită viitoare, dacă mor definitiv, atunci viața nu are niciun sens. Și nu pentru jertfirea de dragul altora. Aici a ieșit sensul crucii, să porți crucea. Să-ți fie viața o purtătoare de cruce. Părintele Dumitru Stăniloae a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din zilele de 11-12 iulie, alături de alți 15 sfinți români cu titulatura Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
Ulterior, în data de 29 iulie, la mormântul său din cimitirul mănăstirii Cernica, a avut loc rânduiala de deshumare a osemintelor. Această rânduială a urmărit realizarea unei pregătiri adecvate a moaștelor spre a fi așezate ulterior în raclele de argint care se află în curs de confecționare la atelierele Patriarhiei Române în vederea proclamării canonizării în anul 2025. Mâine, Părintele Dumitru Stăniloae va fi pomenit la Mănăstirea Cernica. Începând cu ora 9:30, în Biserica Sfântul Nicolae va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de slujba parastasului.